Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum am putea face noi în România să descurajăm cumva mania asta inaugurărilor festiviste astea de animicuri, da? De, sau, mă rog, obiective mici, de, nu știu, de țară provincială, cu administratori de ăștia limitați, care simt mereu nevoia să se împăuneze și ei cu normalitate. De ce vrei să schimbi? Parcă suntem un Mușatescu așa în permanență, știi? În Focșani, primarul, inspectorul școlar, consilieri locali, un sobor de preoți și diverse alte notabilități locale s-au adunat vineri la inaugurarea unei clădiri noi pentru grădinița numărul 18 din oraș. Mai întâi, mă rog, mai mulți preoți au sfințit clădirea, au ținut o binecuvântare la un altar improvizat într-o sală. Cum se face? Da. Mă rog, asta mai e cum mai e, dar cu adevărat deplorabil este că la inaugurare au fost aduși copiii de acasă, îmbrăcați în costume populare, puși să susțină un spectacol literar-artistic, un montaj literar-artistic, ca pe vremuri, tovarăși, cu dansuri și poezii. În condițiile în care, culmea, grădinița este acum în regim online din cauza pandemiei. Deci i-au trimis acasă, că astea sunt regulile, nu știu ce, să stea din cauza pandemiei, să se învețe online, dar i-au adus pe toți, i-au băgat grămadă într-o încăpere și i-au pus să țopăie și să danseze pe acolo, să spună poezii, pentru că, nu-i așa, venea domn primar. Eu am organizat evenimentul, spune pentru G4 Media Doina Dima, directoarea grădiniței 18. Cine sunt eu să-i lipsesc pe copii de această bucurie? Deci pentru copii au făcut. Deci practic copiii au trimis. Da. Copiii nu vă bucurați când erați mici, nu vă bucurați la serbare? Cea mai mare bucurie. Da. Copiii au trimis o petiție online cu dosar cu șină, în care au solicitat: doamnă, vrem neapărat, dacă se poate, să facem un montaj literar-artistic pentru domnul primar. Nu se poate, adică nu se poate. Ce și mai mare bucurie e pentru părinți, da, când primești mesaj de la grădiniță și te anunță în două zile să aibă copilul costum popular tradițional, că avem serbare. Și da, tu ești apucat să cauți, să cumperi da, costum popular pe care îl poartă odată și după aia, pa. Da. Luat la întrebări de presă, primarul Cristi Miseilă practic s-a spălat pe mâini. A dat niște declarații, a zis că lumea era vaccinată, că nu știu, după care a spus: n-am știut de această surpriză, a fost o surpriză din partea conducerii grădiniței. Vezi? Deci, practic, a surpriza cu turcii trașe țeapă, cadou de ziua lui Vlad Țepeș. Nu mai știu cum era. Nu știi? Ziua lui Vlad Țepeș, se trezește Vlad Țepeș, se întinde, nu știu ce, toți fetii pe lângă. Ziua lui șeful, ziua lui șeful, deschide ferestrele în față, o pădure de țepe și... Bă, ce frumos, ce cadou frumos v-am făcut, Maria voastră, dar vedeți că au un mesaj pentru dumneavoastră. Sunt turci, sunt turci, Maria ta, sunt turci, numai turci. Unul face semn din țeapă, se apropie Vlad Țepeș. Ce e, turcule? Happy birthday to you. Happy birthday. Bun, ne scuzați pentru această digresiune, Luca nu prestie bancuri. Să ne întoarcem la Focșani. Da. Deci, culmea e că nou obiectiv inaugurat la Focșani, grădinița asta, inaugurat de cel mai pur și dur stil propagandistic comunist, în ciuda regulilor antiepidemice, domnule, nu are autorizație sanitară de funcționare. Deci, nu, mai mult, această autorizație nici măcar n-a fost cerută, a declarat tot pentru G4 Media medicul Cornelia Drăgună, responsabil DSP pentru grădinițe în Focșani. Ceea ce spune, de fapt, ceva foarte trist despre abilitățile manageriale ale direcțiunii, care știe să facă montaje literar-artistice pentru domn primar, dar nu să și asigure siguranța sanitară a copiilor. Deci facem o serbare. Dar autorizație sanitară? Lasă autorizația sanitară. Nici măcar n-a cerut-o, zice DSP-ul. Bun, și în fine, ca să ajungem la esența problemei, de ce, Dumnezeule, atâta tam-tam, altare improvizate, serbări, dansuri, discursuri sfărăitoare, costume, când e vorba de ceva normal? S-a mai făcut o grădiniță. Ce Dumnezeu? O clădire. S-a construit o clădire. Ce Dumnezeu? S-a construit vreo centrală nucleară la Focșani? Că s-a lansat vreo rachetă spre Marte? Sau ce-o fi așa nemaipomenit, domnule, că trebuie să facem chestii de-astea festiviste cu sărbători, că au făcut un spațiu în care să se ducă copiii să învețe? Nu, asta e normalitatea? Adică nu asta e treaba administratorilor comunității, să lucreze pentru creșterea permanentă a calității vieții în urbea respectivă, tovarăși? De ce atâtea bătăi reciproce pe spate și felicitări când pentru asta sunteți plătiți? Doamnelor și domnilor edili și director de grădiniță. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.